Vă super pupicești și bine ne-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este cel de-al patrulea episod din maratonul de make-up. Așa că voi face un machiaj un pic și mai îndrăznesc decât cel din episodul 2. Dacă încă nu știți despre ce este vorba în maratonul de make-up, să știi că este un maraton de 5 episoade consecutive și deja primele 3 au fost postate. Ăsta este cel de-al patrulea în cazul în care nu le-ai văzut pe celelalte 3. Dă-i back și uită-te să vezi despre ce este vorba. Foarte multe din produsele pe care le-am specificat în primele episoade nu le mai specific pentru că nu are sens pentru cei care s-au uitat deja la episoade. Părul de astăzi este ceva mai latino decât ce a fost ieri. Sprâncenele au fost făcute cu același produs ca și în celelalte episoade, așa că să trecem la treabă. Mi-am aplicat deja baza și este cea de la MAC, însă este o altă nuanță față de cea pe care o foloseam în mod normal. Aceasta este cea veche, gold, iar aceasta este piersică. Toate acestea fiind spuse, eu zic să trecem la treabă. În prima fază aplic baza și o voi aplica pe cea de la Art Deco. Urmează să aplic fardurile și mă voi folosi de paleta Nude de la Huda Beauty. Ați observat deja în toate episoadele postate din maratonul de make-up, am inclus cam în fiecare machiaj această paletă. Într-adevăr, cred că m-am îndrăgostit. Însă machiajul de astăzi necesită culorile pe care le-am aici. Așa că nu mă judecați. Paleta asta e minunată. Voi începe cu nuanța Berge și o voi folosi ca și nuanță de bază. Cea de-a doua nuanță pe care o voi folosi va fi Tycle, din exteriorul ochiului înspre interior. Voi lua Love Bite și voi merge pe același traseu. Din paleta Spicy Nudes de la Pupa voi lua puțin negru. O să arate mai bine până la final, promit. Mereu promit asta și mereu am ținut de cuvânt. Acum voi lua această nuanță cremoasă din paleta Huda. Din paleta Bright Violet de la Pupa voi lua această nuanță nebună de roz bombon aproape. Revenim la paleta Nude și voi lua Kinky.
Ei bine, începe să arate a ceea ce aveam eu în minte. Acum voi lua cycle și voi merge jos. Și maro din această paletă. Voi lua puțin pigment Fantasy combinat cu Kinky. Pentru moment este exact așa cum îmi doream să fie. Va arăta foarte bine la final, promit. Trebuie să aplic genele, dar mai întâi mă voi da cu rimel. M-ați întrebat de la ce este rimelul pe care l-am folosit în episoadele maraton de make-up și este de la MAC. Mă gândeam că e cumva vizibil că e de la MAC. Gata cu rimelul, acum urmează să aplic genele și le voi folosi pe aceleași pe care le-am folosit în episodul 2, acelea cât de cât naturale. Așa arată cu gene. Acum o să dau cu puțin rimel să se așeze bine, bine, bine. După care trec la aplicarea fondului de ten, concealerului, contouringului și a pudrei. Ok, acum trec la fondul de ten și voi face o combinație între Estée Lauder și Studio Fix, de data asta NC44. Concealerul de la Dior 040 împreună cu contouringul de la MAC. Blending time. Urmează să aplic pudra NC30 Select Share de la MAC. Urmează să-mi fac contouringul și mă voi folosi tot de paleta de la Too Faced, pentru că sunt dragoste de asta este.
acum urmează să aplic această nouă pudră pe care mi-am luat-o acum câteva ore. Gorgeous. Încă un produs care probabil nu va mai lipsi din colecția mea. Voi aplica din paleta Bronze Contouring de la Pupa acest blush. Cu ajutorul paletei Studio Fix de la MAC îmi voi face contouringul năsucului. Iluminatorul va fi cel de la Kat Von D, Metal Crush, cel roz. Acum voi reveni puțin la ochi, voi lua nuanța Bare și voi merge pe arcadă. Voi lua acest pigment de la MAC în nuanța Delicate Drift. Am aplicat iluminator și pe arcadă. Rimel jos. Tot ce mai am de făcut este să adaug rujul. Este un ruj de la Kat Von D în nuanța Munieca. Îl voi folosi în combinație cu creionul Strip Down de la MAC. Voila! Este un pic cam țipător, dar îmi place extraordinar de tare nuanța asta. Am să combin puțin cu Honey Love de la MAC. Sunt absolut fermecată de lucrul ăsta, îmi place extrem, extrem de tare. Nu mă așteptam să-mi iasă asta, adică, ca să înțelegeți, fiecare final de episod pentru mine este o surpriză, pentru că nu mă aștept în general la ce se întâmplă la final. Episodul de astăzi se termină aici, dar noi ne revedem mâine în ultimul episod din maratonul de make-up, adică în episodul cu numărul 5. Așa că vă super pupicez și noi ne revedem tot aici pe canalul meu de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter. Nu uitați să dați subscribe, să apăsați pe clopoțel pentru a avea toate notificările postărilor mele. Vă super pupicez și ne revedem în următoarele mele episoade de vlog. Hey,